Neața lume, a ieșit Boruto, episodul 284, continuarea lui Sasuke Retsudenu, episod care începe cu o recapitulare. Dacă cine știe cumva, ați uitat ce s-a întâmplat în episodul trecut, Sakura și cu Sasuke numai ce au găsit cartea aia, Sasuke a zis, bă, stai, ca aștept de fapt, sunt cu coadă, se pare că ne apropiem din ce în ce mai mult de obiectivul nostru, mai trebuie să găsim particulele acelea ultra și cam aia e. Iată cum facem asta, zice Sakura. Eu mă deghizez în mesagerul la care vine mâine, tu te strecori la director în beci și gata. Și așa rămâne, că după aia ne bagă introul. Intro care e mai fain decât episodul. Foarte frumoasă animația, am mai zis asta de când l-au schimbat. Îmi place, îmi place. După intro vedem pe Sasuke cu băieții lui în celulă și apare Meno pe hol. Și blondul cu unul avea eu un pariu că să vadă dacă vine Meno sau nu. Și zice la, bă, dar cum știi tu, mă, mereu, când o să vină Meno pe la noi? Păi știu mă, eu înțeleg animalele, mă. Prietena mea călărea cai. Ca să vezi ce cap are și ăsta, că na, cai și dinozaurii sau ce

Și după aia se duce asta și ia o crenguță de la ganul ăla, al mai bătrân și zice ia da o crenguță aia încoa. Scoate crenguța printre gratii să-l momească pe Meno. Ăsta îi zice: "Stați mă, știți că Meno nu o să atace dacă nu încălcăm vreo regulă." Și să scoți crenguța pe gratis nu era una dintre reguli. Și vine Meno la crenguță, mă. Și ăștia îl întreabă: "Mă, de unde știai că o să vină la crenguța veții?" Păi, domnul Meno mereu stă sub copacola de migdale. Aparent migdale cresc în copaci, da? În caz că nu mai afli ceva și cu boruțul. Deși Meno nu mănâncă migdale, cred că îi place și mirosul sau ceva, zice ăsta. Și gata mă, l-am îmblăzit, acum poți să pui mâna pe el. A, nu, nu mulțumesc, nu mă bag să pun mâna pe el. Sasuke zice, mă, eu n-aș vrea să-mi pierd mâna dreaptă. Săracul Sasuke după aia ce ar face? Ar rămâne fără mâini. Vezi că aici s-ar putea să fi dat vreo idee lui și în ceea ce privește viitorul tău, Sasuke. Și după aia se ridică la bătrân și ce amă, că mă duc eu să pun mâna pe el. Bă, și îl e pe menu. Și luți menu, nu s-a supărat pe ei. După aia zice celălalt, amă, că poate încerc și eu. Vine asta, doar că fraierul când să pună mâna pe el, îi iese puțin din picior afară, printre gratii. nu s-a supărat meno pe el, era să-i mânce mâna doar că îl trage Sasuke și salvează și fuge Meno că au vărsat ăștia uleiul pe el, că aveau lămpi cu care își făceau lumină, că nu s-a inventat becurile. Și întreabă asta, mă, dar ce s-a întâmplat? Că era super chill până acum. Păi piciorul tău, când te apropiat de gradii s au ieșit puțin degetele afară. Păi și ce, mâna e ok, dar piciorul nu e ok? Și blondul ce, mă, în ceea ce -l privește pe Meno, dacă ai pus piciorul afară, e ca și cum ai ieșit din celulă. Și Gano zice, păcat, mă, că uite, ai vărsat lampa noastră cu uleiul vieții. Păi ce, mai vina mea? Tu ai dat cu piciorul peste ea, normal că e vina ta. Și vine gardianul și întreabă, probleme, probleme. Ah, A, nu, 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 se băteau ăștia doi, stați chill, că e ok. Ei, bine, dacă mai faceți gălăgie să vedeți ce bătaie vă dau. <găși> și, și pleacă gardianul, ca după aia să-l vedem pe domnul mesager, care vine cu un brăbet în mână. Ai crede că stă pe mână, dar de fapt era toiagului. Și îl întâmpină Sakura. Ii zice, bună ziua, bine ați venit. Mă gândeam că să fiu primit de un tip din ăsta fioros, agresiv. Nu, nu. Sunt doar eu. Numele meu este Fandal, îți mulțumim că ai venit până aici, zice Sakura. Le ia la o plimbare ca să-l stoarcă așa puțin de informații, că știți că ea trebuie să se deghizeze în el. Nu poți doar să te deghizezi într-un om, trebuie să și știi ceva despre și de ce a venit aici, că altfel s-ar fi prins zansul, unchiul Lucarin, cum ar zice unii. Și ăsta și întreabă Sakura, bă, de ce ai venit pe aici? Și mesagerul îi spune, mă, nici eu nu știu sigur să zic, doar că prim-ministru mi-a zis să-l întreb despre progres. Progres la ce? Nici el nu știe. Mi s-a spus că dacă îi spun asta, directorul o să știe ce înseamnă. Este prima dată când te întâlnești cu Zansul, continuă Sakura. Mă, da, deși l-am văzut de mai multe ori când a venit să viziteze palatul. Mm -hmm, înțeleg, înțeleg. Și când e ultima oară când Zansul s-a întâlnit cu prim-ministru? Păi vara trecută. Perfect, hai că am ajuns aici. Intră aici unde au ajuns ca să-l vadă pe Sasuchelu. Și Sasuchelu și activează Sharinganul și ghiște. Funcționează ei. Aplauze pentru Sharinganul lui Sasuke Uchiha, care în sfârșit își face treaba. Îl pune pe ăsta la somn, îi zice când o să trezească, nu o să-și mai aducă aminte de nimic. Ok, exact cum am plănuit ieri sau în episodul trecut, eu o să mă prefac că sunt acest tip ca să mă întâlnesc cu Zanzul, ca tu să ai timp să intri în beci, să găsești particulele ultra. Și aici zice despre ochii lui Zanzul că artificiali. Și ce că ochii ăștia sunt făcuți dintr-un juțu care transplantează puterile vizuale diferitelor persoane sau unei persoane diferite în acel ochi artificial. Și de asta nu este afectat de genjuțu. Doar că are o problemă acest ochi, nu vede prea bine. Partea pe care nu vede prea bine, gen ori vede prea de sus, ori vede prea în jos... <laughs> diferă de la persoană la persoană. Să ai grijă, domnule Sasuke. Gata, mă, să transformă Sakura în ăsta și intră la Zansul în cameră. O, bună ziua! Ce drăguț din partea ta că ai venit până aici, zice directorul. Desigur, nicio problemă, eu sunt Fandal. Stai jos, domnule Fandal. Mulțumesc. Și pune toiagul cu brăbetele lângă el. Și în spatele lui era camera către beci. Și zice, aha, deci aceasta este intrarea. Se gândea Sakura ce să facă ca să-l devieze pe ăsta, să nu se uite în spate. Zice, ia uite mă, ce ploa afară. Se ridică ăsta, se duce la geam, asta ia toiagul și rostogolește așa spre cameră. Pentru că deja va sasuke Sasukhelul era deghizat în toiagu. Între timp, Zansul zicea, ce ai, mă, ești nebun, nu vezi că nu plouă afară, e soare toată ziua. Oh, firar să fie, dă cu toiagu și -o să de la ușă, dă cu el în perete și zice, firar să fie. Se uită ăsta, dar nu vede, nu vede toiagul, că știți că ăsta nu vede bine, nu vede până în jos calme. Și îl întreabă, bă, domnule Fandal, dar ce s-a întâmplat cu toiagul dumneavoastră? A, toiagul meu? Păi da, că ați avut toiagu când ați venit. Unde Că nu-l văd. Ah, la bă aici și -a, meu. Ah ok, acolo era. Și continuă să aibă ei discuția lor, în moment în care s-a că se face înapoi om mesagerul continuă să-i spune, oh, domnule Zansul, nu v-am văzut de vara trecută, ce mai faceți? Și s-a că își folosește ceacra. O bagă acolo în gaura cheii, căci că face modelul chei cu ceacra și după aia folosind stilul pământului, creează o cheie fix după acel model. Bă, zici că e fraier Sasuke, big brain aici. Dar să nu vă mai zic că toată chestia asta cu făcutul de cheie durează cam vreo 15 minute. În condiție care tot episodul are 20 de minute, 15 minute asta numai să construiască cheia, deci cel mai slow paced cheie ever. O să ți se o veșnicie și transpir tu în te la ea, zici mă, îl prinde, nu-l prinde de, fă mă cheia o odată cât îți ia să faci o okay? cheie. Între timp directorul întreba, băi, uh, Fandal, poate e momentul să-mi spui și mie ce vrea prim-ministrul ăla, că până la de asta ai venit aici. Da, desigur, păi uh, nu-i mare lucru și vedea directorul că sunt tot uita în spate. Mă, ce mă, ți-a atras ceva atenția din camera asta? s puțin că mi-am adus aminte. Mai țineți minte tipa aia care a avut grijă de dumneavoastră când ați venit la palat? Era nevastă mea, mă, ha, ce amuzant. Gata, la, la devia pe zansul. S-a că cu tot încerca să facă cheia. E ieșit până la un moment dat și începe asta să se spună de mesaj, care mesajul era foarte scurt, a zis care este progresul. Asta era mesajul. Clasic, domnul prim-ministru, zice Zansul. Du-te și spune că e ok, totul merge exact cum trebuie, o să trimit bunurile către capitală. Dar aceste bunuri, câte sunt? Sunt multe? Mai domnule Fandal, Vezi că tu ești doar mesagerul. Nu poți să risc să-ți dau asemenea informație. Lasă că prim-ministru să înțeleagă. Și când s-a deschide ușa, că știi când deschizi ușa cu cheia face un, cranț din ăla, ăsta se uită înapoi, panda strigă la el, mă scuzați, mă scuzați că am pus prea multe întrebări. Ai, ok, ok, atâta timp cât înțelegi. Și stați, acu chiar se uită înapoi să vadă ce e cu ușa, dar ușa era închisă, s-a schelul deja trecuse. Și merge să schi prin beci și când deschide ușa, să vezi minunea minunilor, găini, what? Da, erau niște găini. Directorul Zansului, mare fermier, Asta e marele lui secret. Oh, nu, doamne, ferești. Los Poios Hermanos, pentru cine a văzut uh, Breaking Bad sau Better Call Saul, aici se făcea Los Poios Hermanos. Foarte multe găini zice Sasuke și fosile. După aia trecem în partea alta la mesager, care pleacă. Hai că ne audem, sper Sasuke că poți să ieși singur de acolo. Iar după ce merge Sasuke de la fosile și găini, iese afară pe partea cealaltă a clădirii. N-am găsit nimic despre particule ultra, dar măcar am rezolvat un mister. Găinile care sunt la ăsta în beci, plus fosilele pe care ne pune ăsta să le săpăm că asta să pau condamnați aici, să pau după fosile. Plus altarul ăla suspicios pe care l-am găsit înseamnă un singur lucru, reanimation. Edo Tensei, bro. Edo Tensei is back, let's go! Dar stați cu minți că ce este doar în Sasuke Retsuden și vine Meno spre el, mă, furios, agresiv. Se ferește, sasuke face o tumbă, pa ne explică că juțul de reanimare este un juțul interzis care aduce o persoană moartă înapoi, folosind ADN și un sacrificiu. Și de asta există bestile dragon în acest râm. Dar nu știu de ce nu le zice direct dinozauri, adică n-au voie, n-au drepturi de autor pe dinozauri sau? Și vede că Meno are o julitură aici la burtică și atunci Sasuke se întâmplă mare chestie aici. Sare peste el și se uită că în spate n-are un sigiliu din ăla cu care controla, că știți că așa se controlau reanimațiile. Îi băgai un cunai cu un sigiliu din ăla în cap și el făcea ce spuneai tu să facă. Doar că dacă n-ar chestia, s-ar putea să să preia controlul, știi, băgând cea în el. Și cum să facă chestia asta? Îl lasă pe Meno să-l atace, îi scoate o sabie din aia, o pune în gură, ca să nu pasă să-l muște. Oi, prea amuzantă poza asta direct, doamne, uite. S-a se joacă cu menos și devin prieteni. Titlu. <laughs> uite ce frumos arată. Și atunci aș face sau o clonă, ceea acea clonă dă cu gheața aici și -a pe burtica lui să-i răcească durerea. Și lasă să-l muște de mână. Și ce meno, ascultă-mă, trebuie să zic ceva. Înțeleg că ești agresiv după ce ai dormit sute de milioane de ani și te-ai trezit aici. Nu vrei să te întorci înapoi unei rai? Fii atent, că o să te ajut dacă mă ajut și tu pe mine. Și folosești șaringanul pe el, îl înțepenește puțin pe meno, îi bagă mâna în gât, îl prinde de limbă și zice acum e momentul să bag cea el. Și bagă sa cea el, adorme meno și după aia strigă Sasuke la el meno, se trezește meno și începe să joace cu Sasuke ca un câine. <laughs> și zice gata, meno, gata, gata, gat, du-te odihnește-te pentru asta. Și pleacă meno și după pe directorul vieții care creează un mare dinozaur, mă rog, dragon bestie sau bestie dragon, dintr-o găină. Ia uite cum arată și asta. Și zice, în sfârșit o să am armata mea de bestii dragon, care o să fie invincibilă sau de neoprit. Și așa se episodul. Un lucru bun o ieși de aici, Sasuke și Meno au devenit prieteni. Și de aici încolo... Nu m-am sus. <laughs> nu uitați că linkurile către Instagram, TikTok și toate cele sunt în descriere. Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună. Like, share, subscribe și ne -au de mâine cu un nou clip.